orele fiind înaintate, o să începem. Vă mulțumesc că ați venit, ați rămas sau v-ați întors și ne ocupăm astăzi de Lunice, de exerciții de umor criptic de Gabriel Linceanu. Și aș începe prin a vă spune că în copilărie pe retina memoriei s-au întipărit două imagini cu două magazine. Pe unul scria Avem Ovis. Deci Ovidiu era transformat în substantiv comun, era în piața Ovidiu din Constanța. Și ce era ovizii? Erau niște mici statuete, nu de os, o imitație de os, care reproduceau statuia mare a poetului din piața Ovidiu. Ăsta era un magazin. Ceva mai încolo era alt magazin, în vitrina căruia se găseau diverse lucruri, obiecte, dar și un anunț. Și anunțul spune așa: avem și alte noutăți în interior. Gabriel Linceanu are și alte noutăți în interior. Deci asta este, pe scurt, povestea acestei cărți și cuvincios ar fi să mă opresc aici. Gabriel Linceanu nu este doar omul grav care amendează lucruri reprobabile. Nu este doar omul care inspiră. Nu este doar profesor, nu este doar editor. Gabriel Linceanu are o latură ludică pe care s-a hotărât în sfârșit să o dezvăluie. Latura o are de mult și poate fiecare dintre noi are un mai mare sau mai mic filon ludic. Ce e interesant e că Gabriel Linceanu vine cu această propunere pentru dumneavoastră într-un moment în care lumea începuse deja, nu de azi de ieri, să-l fixeze în insectar. Fixat un insectar e o treabă foarte antipatică, începând cu gimnaziu, când sunteți obligați sau erați obligați să faceți așa ceva, și terminând cu catalogele noastre de opțiuni, de simpatii sau antipatii. Și mulțumiri celor care refuză să fie prinși în bol cu aripile desfăcute și cu o etichetă de desubt. Autor grav, autor sentențios, moralist, gânditor, filozof. Veți vedea că în aparițiile publice, Gabriel Linceanu este vernisat de vocabul a filozof. Cartea asta nu-i înlătură absolut nimic din esența filozofică și pedagogică pe care o are Gabriel Linceanu, dar pune reflectorul un pic altfel, pe acea latură a lui pe care nu v-a lăsat să o vedeți suficient până acum. Cei care îl cunosc știu că alături de Gabriel Linceanu poți râde în hohote. Cei care nu-l cunosc dezvoltă niște circunflexe ale mirării toposi despre încene și se întreabă cum e posibil așa ceva. E foarte posibil, nu e nicio scamatorie. E un om care se bucură de viață și este un om care, atenție, își asumă probabil un mai mic sau mai mare risc venind cu această carte. Această carte este, care este aparent ușor de manevrat și ușor de citit și care ascunde sensuri. Aici este iarăși o poveste. Nu avem doar gaguri, nu avem doar glumițe, nu avem povești care pleacă dintr-un fapt simplu și în jurul cărora se desfășoară o întreagă demonstrație de afabilitate, de inspirație, de cultură, de umor până la urmă. Vorbeam de risc. Riscul este, cred, mai mic decât crede însuși Gabriel Linceanu. Pentru că nu e riscul de a o vedea pe Irina Login cântând operă. Nu e riscul de a-l vedea pe Stevie Wonder devenit critic de artă. Nu. Este așa zisul risc al intrării pe un coridor unde nu este așteptat în mod normal. Unde apari, te prezinți, contrariezi un pic, după care îți dai seama că publicul din fața ta începe să respire normal și începe să descopere o altă latură, altceva decât jurnalul de la Păltiniști, pe care eu l-am citit prima dată în studenție și care mi s-a părut un roman absolut fabulos, cu personaje din care nu prea se mai fac în ziua de azi. E altul din încercare în politropia omului și a culturii, e altul din scrisori către fiul meu, e altul din dragul meu turnător,
și este salutară capacitatea cuiva de a se reinventa, de a lua lucrurile de la capăt, de a oferi publicului ceva mereu proaspăt, ceva mereu nou și ceva care să înlăture de pe noi zgura și blazarea care ne cuprind câteodată, când simțim că lucrurile ne merg împotrivă, când simțim că lucrurile, că vântul bate cum nu trebuie. Cartea asta este o carte care vă ajută să vă domesticiți vântul intern și extern și să-l ajutați să facă în favoarea voastră. Cam asta ar fi cartea cu intempestivele de rigoare despre care poate că o să vorbească Gabriel Liceanu, care a transformat adjectivul intempestiv într-un substantiv cu conținut. Acesta este volumul de ludice care, cum spuneam, prezintă mici fabule aparent fără o consecință în lectura noastră, în imediatul nostru, dar care de fapt au urmări. Urmări care uneori sunt ca zgârietura de pisică. Citiți acum și după aceea, după vreo 3 minute, când începe usturimea gândului, vă dați seama de fapt care a fost subtilitatea, care a fost declicul, care a fost mecanismul prin care Gabriel Linceanu v-a pus în legătură cu imaginea și cu dimensiunea lui nou. Vă mulțumesc și rog pe Gabriel Linceanu să vorbească.